din episoadele anterioare. Niciun ajutor, nu te scapă nimeni. Am putea spune că Dora s-a răzbunat pe Delia. A reușit să o bage în spital, deși a vrut să o trimită la cimitir. Maica Filofteia i-a propus Mariei ca, înainte de a lua o hotărâre în privința călugăriei, să ia o pauză și să-și petreacă un timp în afara mănăstirii. Andrei a fost pe fază. Mascatul a dat o nouă lovitură și încă o dată Mădălini a scăpat de sub nas, salvat chiar de inspectorul Coman. Rămâneți alături de noi pentru a afla identitatea justițiarului mascat într-un nou episod din Iubiri Secrete. Mascatule, cine este răzbunătorul care ne-a dat atâta bătaie de cap? Eu sunt un justițiar care fac dreptate. Pentru a se putea decide mai ușor ce vrea să facă cu viața ei, Maria a primit o învoire de la Maica Stareță câteva zile în afara mănăstirii. Andrei i-a mulțumit domnului și a luat-o repede acasă. Avem în spate un ponton și e o priveliște foarte frumoasă, se vede lacul, știi? Și când e cald afară, plimbările pe lac sunt preferatele mele, ca să zic așa. Am vorbit cu mama și o să vină ea să te pună să alegi o cameră în funcție de cum... Nu sunt pretențioasă, chiar nu este nevoie să mi se ofere o cameră, să mă rog să stau liniște, să dorm, nu vreau ceva. Maria, bine ai venit, Doamne ajută. Mamă, ce faci? Ea este Valeria, mama mea. De unde știți numele? I-am povestit eu despre tine, i-am spus eu despre tine. Da, mami, da, așa este. Mi te imaginam și, ce frumoasă, e Valeria. Maria, îmi pare bine. Bine ai venit, copil, în casa noastră. Ce bine ajută. Da, mama i-a spus că o să te ocupi tu să-i dea o cameră. Sigur, Andrei. Vezi și alege ce îi se pare că îi se potrivește. Sigur, și tot mama. Așa, da? Pregătește mama o cameră. Așa. Dar stai jos, nu, poți stai jos, nici fără problemă. Simte-te ca acasă. Da, e mai greu. Hey, până te obișnuiești. Am plecat de la mănăstire. Stai că deja... Hei, Maria! Multă vreme a trecut de când n-am mai văzut. Bunicule! Nu, iată, el e foarte glumeț, e bunicul meu preferat și țin foarte mult la el, Eugen. Da. Maria, Doamne ajută! Bună, Maria, Eugen, eu sunt bunicul lui Andrei. Asta. Îmi face plăcere să te văd. Și mie. Hai, stai jos, dar oricum te-am asediat, vezi cum stăm aici, suntem toți trei în fața ta. Oricum să știi că mie mi-ești foarte cunoscută. Din povestirile lui Andrei, e ca și cum te-aș fi cunoscut în realitate. De aici a fost pornirea mea, înțelegi? Da, da, da. Mama, bunicule, vă rog eu frumos, duceți-vă sus și luați geanta Mariei, da? Vă rog eu mult. Las că o iau eu, sigur că da. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Și... Te rog. Maria, simte-te ca acasă, mami. Da, mult să pregătesc camera. Mulțumesc. Hai, tată, hai. Repede, hai mai repede. Adu-ți aminte că prima oară când ne-am întâlnit acolo în fața mănăstirii, ți-am spus următoarea treabă. Normalitatea e aici undeva. Familia mea se află în partea asta. Am văzut că se uită foarte ciudat la mine, nu știu, mă priveau. Domnișoara Maria, bine ați venit! Doamne ajută! Sărmâna, bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Andrei! Pe domnul în cauză, sunt convins că îl cunoști, da. Este Takeshi, terapeutul meu. Și mai nou, de ceva timp, este și cel mai bun prieten al meu. Îl cunosc pe domnul Tatăl și pe dânsul m-a convins să nu mai plec în Bucovina. Bine ați făcut! Crede că bine ați făcut! Eu mă bucur din suflet! Bine ați făcut! Inspectorul Coman a dat de urma mascatului și a ajuns la momentul potrivit pentru a-i salva viața lui Mădălin. Dar mai mult decât Mădălin, îl interesează cine se află în spatele măștii. Extraordinar! Nu pot să cred. Dar cu bandajul ăla pe cap ce e? Mi-a rămas de la spital. Dă-ți jos bandajul, imediat. Ești în prezența unui ofițer de poliție. Îți ordon, dă-ți jos bandajul, mascatule!
Nu știu dacă mi s-au vindecat rănile. Nicio problemă. Pui altul la loc pe urmă. Hai repede. Cred că s-a lipit. Hai, nu face pe șmecherul cu mine. Nu mai trage de timp. Hai repede. Așa, și pe partea aialaltă. Acum întoarce-te. Dumnezeule! Odată ce a scăpat de concurență, iar Radu își vede de ale lui, Clara se simte mult mai confortabil în această casă, dar momentul de liniște e pe sfârșite. În sfârșit ești tu relaxat. Radu, când ești cu minte, tot timpul sunt relaxată. Păi eu sunt cel mai cu minte și de cu minte ce sunt vreau să ne dezbrăcăm. Auzi, mai bine, hai să ne mutăm de aici, că nu-mi place camera asta aici, ai stat cu Delia și n-aș vrea să facem dragoste aici. Păi dar stai mă un pic, că a trecut acum, ce vrei, am schimbat și așternuturile, e tot și oricum faci dragoste cu mine, nu cu Delia. Da, dar cred că ar fi mai bine să mergem, nu crezi? Nu cred, nu. Sună telefonul. Las că sună ei. Dar hai mai bine să vedem cine, nu? Da. Vai, nu pot să cred, e Delia. Și ce trebuie tu cu ea? Las-o în pace. Mai fetițo, deci tu care parte n-ai înțeles-o că nu trebuie să-l mai sun pe Radu? Tu chiar nu înțelegi? Spune-mi unde ești că acum vin să vorbim. Ok, acum pornesc spre tine. Nu! Deci tu erai. După multe săptămâni, inspectorul Coman și Mădălin, ascuns printre butoaie, au aflat cine este bărbatul care își face dreptate singur. Da, Vian, eu sunt mascatul. Bănuiam că ești tu, dar refuzam să cred asta. Cum ai putut, măi pătrule, să faci una ca asta? Adrian, ești prietenul meu. Trebuia să fac ceva, că cineva să pădepsească pe omul ăsta. Te vedeam cum suferi, că el e în libertate. Ai dreptate, pătrule. E ok. Sufăr cumplit și acum. Îți promit că am să-l arunc pe ăsta în spatele gratilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne mânjim mâinile cu sângele lui. Să știi că m-ai dezamăgit foarte tare. Îmi pare rău. Dar asta am considerat eu că e bine. Să nu te mai văd cum suferi. Nu e bine, pătrule. Nu e bine deloc. Și acum, aruncă dracului masca aia și hai să mergem la secție să ne vedem de treabă. Dar te rog eu, promitem solemn că începând de astăzi, nu-ți mai rezolve așa problemele. Promit. Ia-ți pistolul și hai să mergem la secție. În ajunul Paștelui, Maria a fost instalată într-una din camerele Vilei Mariș. Sărbătoarea Sfântă a Învierii îi va aduce emoții nebănuite în preajma lui Andrei. E bine, te simți bine aici, ok? Da, mă simt bine. E puțin greu. Este ciudat, normal, când pleci dintr-o mănăstire după atâția ani, să vii într-un loc cu totul altfel. Uite ce mă gândeam și sper să nu ți se pară ciudat. Dacă tot acum ai plecat de la mănăstiri și dacă e o perioadă în care trebuie să pui în balanță ce-ți dorești, nu crezi că ar fi cazul cumva să renunți la baticul ăsta pe care îl porți?
Te rog. Rușine, Andrei. Nu, de ce să-ți fie rușine? Cum să-mi dau baticul jos? Nu am făcut acest lucru în fața absolut nimănui. Păi nu, că uite, stai, nu, uite între la mine, gata, nu mă uit. Promit că nu mă uit. Deci eu stau așa, până zici tu. Bine, acum s-a părea să trag puțin cu ochiul, dar hai. Nu, Andrei, te rog frumos, nu mai insista. Dar încearcă măcar, atâta. Te rog, mult, foarte mult. Bine, dacă tot insiști, n-am văzut un om mai insistent ca tine, dar nici nu am văzut un om mai insistent ca mine. Sunt primul om insistent pe care l-am văzut vreodată. Hai, te rog. E prima oară când te văd așa, știi, nu? Da, știu. Dar te-ar deranja dacă ți-ai desprinde și părul? Ți-am spus că vreau să intri în contact cu latura ta feminină, da? Și o fată, din punctul meu de vedere, trebuie să-și poartă părul desprins. Prea mult. Îți cer să renunți la cum de făcut părul pentru o secundă. Atâta, te rog. Doamne, cât de frumoasă poți să fii. Andrei, te rog frumos. Doamne, nu mai îmi spune astfel de lucruri, te rog, din suflet, nu mai grăbești lucrurile. Nu, Maria, dar ăsta e adevărul, ești o femeie frumoasă, ești feminină, ești foarte sensibilă și astea sunt lucrurile care îmi plac cel mai mult la tine. Vreau să mă înțelegi, te rog mult de tot. Te rog, nu mai grăbești lucrurile. Auzi, ascultă puțin, ești și mai frumoasă atunci când roșești. Andrei, nu mai grăbi lucrurile, te rog, din tot. Bine, bine, gata. Gata, nu mai fac nimic. Promit că respect ceea ce vrei să faci. Da, te rog frumos, gata, nu mai. E cel mai bine așa. Ceva mai târziu, Clara s-a dus valvârtej la spital la Delia. Vrea să pună lucrurile la punct. Să scape odată de femeia asta insistentă, băgăcioasă, pe care se pare că Radu n-a uitat-o. Măi, fetițo, cât tu pe o să ai să-l suni pe Radu? Tu chiar așa nu poți să te potolești, nu înțelegi că Radu nu este al tău? Auzi, ascultă cum vorbești, că așa rănită cum mă vezi, spăl pe jos pe aici cu tine. Ei, na, serios, cred că ar trebui să te gândești mai bine și să-l lași pe Radu în pace, da? Pentru că nu-ți permit să mai intervii în viața noastră. Și de ce, mă rog? Pur și simplu, pentru că nu e treaba ta, viața ta nu mai este alături de Radu. Nu, drăguțo, Radu mă vrea pe mine. Chiar ieri m-a vizitat, nu ți-a spus? Nu mi-a spus și plus de asta cred că minți. Și minți cu o nerușinare incredibilă. Ascultă-mă bine, Radu m-a vizitat ieri, pot să-l întrebi. Pentru că el pe mine mă iubește. Iar tu nu mai ai loc în această ecuație, ai înțeles? Așa că mai bine ia-ți copilul și pleacă repede, repejor din casa noastră. Știi ceva, Delia? Eu chiar n-am timp să stau, înțelegi? Nu mă mișcă pe mine chestiile astea. Nu suntem în cartier ca să vorbim așa, da? Și plus de asta nu stau să mă cer cu tine, că n-am niciun motiv. Eu trebuie să merg acasă acum, pentru că Radu este singur și mă așteaptă singur el în pat să facem dragoste. Așa că te pup, mai gândește-te la lucrurile astea. Auzi, n-ai decât să visezi cât vrei. Coșmarul tău va începe cât de curând. Speriată și îngrijorată, Anda așteaptă ca de undeva, cumva și cât mai repede să vină cineva să o salveze. Și chiar vine cineva. Ce faci, Anda? Am crezut că te-a omorât. De ce faci asta? Dă-mi drumul. Stai. Drumul, tu nu știi pe ce am trecut. Dă-mi drumul. Dă-mi drumul, iubire. Nu mă bucur că ești trăiești. Nu te mai mișcă, te rog frumos să-ți dezlegați. Nu știi pe ce a trecut, a venit nenorocitul ăla.
Masca? Da! Ia mascatul. I-am luat-o. Ce-a rămas la mine? Așa! Poftim? Ușor. Mă doare, te rog. Așa, gata, ușor, stai că mai avem un. Uite, știu ce mi-a făcut bune norocitul ăla. Ghiși n-era mascatul, iubirica. Au! Ghiși n-era mascat. Cine era mascat? Pinguinul ăla de patru. Deci era mâna lui Coman? Nu, iubirica mea, o să râzi, dar Coman n-a avut nicio treabă în toată combinația. Cum așa, pe omul lui! El în primul rând nu știa, dar cu toate astea l-a reușit să-l demascheze. Adică de mult mă bucur să te văd. Gata, Florcicule, liniștește-te. Gata. Tergem ochișorii și acum mă asculți, da? Da, gata, te ascult. Coman l-a demascat. Coman chiar n-avea nici cea mai mică idee. După ce l-a demascat, l-a pus să-i promită că nu se mai folosească niciodată masca asta. Înțelegi? Da. Și tu o păstrești, ce faci cu ea? Mi-e și frică cum mă la ea. Din când în când, mă duc să profite de masca asta. În duminica Paștelui, Cornelia s-a trezit de vreme. Se simte din ce în ce mai singură în ultimul timp, de când iubitul ei aleargă după infractori, iar fiica ei a uitat cine este. L-am descoperit pe masca. Știi cine era? Da, cine? Pătru, dacă poți să-ți închipui. Colegul meu, Pătru. Parcă i-a luat Dumnezeu mințile. M-o fi văzut așa, îndurerat, nervos pentru faptul că nu înaintesc cu ancheta, că mă dă linie libertate, că nu mai mergea mai nimic în cazul Mariș. Și ce s-o fi gândit? Să mă răzbune? Sau naiba știe ce a fost în capul lui? Da, să știi că ești chiar foarte agitat și chiar foarte nervos în ultimul timp. Ți-am mai spus. Dar cu toate astea, insist. A fost învierea, e Paștele, m-am pregătit, te-am așteptat cu mare drag să mergem și noi la biserică și să petrecem un Paște în familie. Și ai uitat. M-au copleșit și pe mine problemele, ce să fac. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și pentru că tot e Paștele astăzi, am o veste cu adevărat luminoasă. Să auzim. Maria a ieșit de la mănăstire și s-a mutat la Andrei. Stai. Și-a revenit? Vorbește? Și-aduce aminte? E, nu tocmai, știi? E supusă unui fel de test de Maica Stareță. Dar s-a împăcat cu Andrei? Nu, dar să sperăm că vor rămâne împreună. Pentru că dacă rămân împreună și stau împreună, Maria își va reveni total, își va recăpăta memoria și totul va fi ca înainte. Cam în același timp, în casa Mariș s-a pus masa și se vor ciocni primele ouă roșii de îndată ce membrii familiei vor fi acasă. Veștile bune vor fi date și scopurile ascunse vor fi atinse. Măi, iubiții tăi părinți, ce cu ei? Lipsesc? E, îți dai seama că, doamnă, că tata ăsta cu afacerile lui... Înțeleg. Da. Cu Andrei și Maria ce se întâmplă cu ei? Andrei și Maria au ieșit un pic să se plimbe. Sper să se întoarcă repede, aș vrea să vină Mădălin. Mai, eu nu mai am răbdare. Haideți totuși să ciocnim unul, da? Mai ai răbdare, hai. E Paștele? E Paștele. Ia zi-mi, Ionuț, ia să te vedem. Da, așa, bunicule. Gata. Ia stai să le aleagă. Îți respect opțiunile, sigur că da. Hai că stai bun. Adevărat înviat. Oh, felicitări, bravo. Ia. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai. Dacă i-am bătut pe ei, te bagi pe tine. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vezi, bunicule, am ochi format. Eu cred că e mai repede și norocos astăzi. Da. Dar ce-i cu tine de... Ești așa fericit că e Paștele, nu-i așa? Nu numai asta. Da. Am și un motiv foarte serios. Ia să spun. M-am îndrăgostit. Aflați voi vestea asta astăzi, în ziua de Paște. Nu se poate. Ai găsit dragostea adevărată. Află că da. Bine, eu sunt obișnuită cu îndrăgostea la ta, așa că nu mă miră nimica. E o domnișorică. Bă, e stilată, e frumoasă. Da. E jurnalistă, dragă. Ieri am cunoscut-o. Da, la tine toate sunt frumoase, toate sunt stilate. Noroc că vine Valeria din urmă și ți le mătură. Și să mai știu un lucru. Da. Am impresia că mă place și ea. Am impresia că îi plac banii tăi.
Valeria, Valeria, da? Orice femeie care se apropie de Eugen, musa-i trebuiesc banii. Măi, draga mea, te rog eu, e Paștele, uite-l cât de fericit este. Lasă-l, mă, lasă-l, mă, să fie fericit. Mircea, are dreptate el. Mă lăsați cu îndrăgosteala la prima vedere? Da. Hai să fim serioși. Wow, hai, Hristos, bine că ai venit, adevărat, Ambia. Să rog. Luăm un nou, să ciocnim? Nu, mă, amigo, că am treabă. Am venit să vorbesc cu bunicul. Cu bunicul. Bunicule, eu nu mai am credit pe telefon și m-am gândit că dacă tu ai abonament, ai putea să mi-l împrumut și mie, să dau și eu câteva telefon. Măi, băiete, una la mână. Noi am discutat și am hotărât. Nu mi te mai adresezi cu bunicule, cel puțin deocamdată, da? Tata, te rog frumos, este Paștele. Nu te mai lua de copil. Bine, bine, dacă voi ziceți așa, e Paștele. Spune cum vrei. Deci, dar cu telefonul, ce vrei? Am foarte mulți prieteni care sunt în toată țara și vreau să le dau un mesaj. Hristos a înviat, Paște fericit. Aici nu știu exact dacă e cazul să... Bine, tata, nu vrei să-i dai telefonul? Lasă, mami, că îți dau telefonul, da? Mami, nu e telefonul, mami, și... Nu, domne, lasă, e Paștele, da, da. Uite-mă, ia-l. Acum demonstrează și mie bunicul că mă iubește. Mulțumesc, bunicul. M-am marginalizat destul. Mulțumesc, îl aduc imediat. Și nu ciocnești, mami, cu noi? După ce dau câteva telefoane. Așa e, Mădăline, adevărat am viață. Poate la anul, dragă, îl mai cizelez puțin și va rămâne să dea. Stai și cu noi la masă, câte un nou, cu ceva. Acum încep și tu? Hai să ne revenim. Hai, remarcat. Hai, gata. Te rog frumos, te mai lăsa. Bunicuțule, de acum înainte Măduțu aude tot. Delia se pune repede pe picioare. A fost eliberată din închisoare, externată din spital și acum revine în casa Alexandrei, singura care o primește. Mă, mersi frumos pentru tot ce faci pentru mine. Apreciez asta, să știi. Dar, uite, eu nu o să te mai deranjez foarte mult pentru că sper ca în câteva zile să mă mut înapoi acasă. Păi cum o să faci chestia asta? Delia are întotdeauna un plan. Măi, dar zăpăcită ești tu. De-abia ieși din spital, era cât paci să mori și deja ai un plan să-l recucerești pe Radu? Păi da, măi, pentru că ți-am zis, mi-e dor de el, vreau să-l văd. Și în plus, spălăcita aia, mămica puștului, s-a dovedit a fi o problemă mult mai mare decât credeam. Trebuie să mă ocup de ea cât mai repede. Vai, Doamne, dacă ai fi văzut-o, cu cât tupeu a venit la mine la spital, îmi venea să o bat. Poftim? A venit la spital? Da, măi, da. A venit la spital și m-a amenințat, poți să crezi? Dar las că o să o umilesc eu cât de curând, așa cum merită. Și cum ai de gând să faci chestia asta? Am eu metodele mele. Apropo, mi-e la tine furoul ăla roz? Da, cred că dacă e pe aici, dar hai că chiar mi-ai făcut curioasă. Cum o să faci chestia asta? Păi, o să fac dragoste cu Radu. Clara ne va surprinde, va avea un șoc. Și ăsta va fi cadoul ei de iepuraș. Ce zici? Takeshi va petrece și el Paștele alături de Andrei și de familia lui. Doar e cel mai bun prieten al tânărului, confidentul și ajutorul lui în probleme delicate de dragoste. Doamna Valeria mi-a dat ouă asta. Cum se face? Așa? Nu se face așa. Se ia, deci unul la mână. Trebuie un nou pe care l-ai tu, da? Da. Trebuie încă unul, ne imaginăm că e aici. Da? Da. Ciocnești, pac, și zici, Hristos a înviat. A, da, Hristos a înviat, da. Așa. Și după aceea, cum se răspunde? Se spune, adevărat a înviat. Ai înțeles? Așa, deci, ia, adevărat hai să repetăm. A înviat. Ia. Hai să repetăm, da? Da. Tu zici că tu lovești. Adevărat a înviat. Nu, invers, amă, Takeshi, Hristos a înviat prima. A, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Așa, Andrei. Așa se face. Foarte frumos. Foarte frumos. Uite ce vreau să vorbesc cu tine. Mi-a venit o idee absolut genială. Genial. Și știu cum pot să mă apropii de Maria. Mă ascult! Fenicia, ea este plecată acum la o plimbare. Nu știu ce o să facă foarte bine. Eu vreau să fac o cină la ea în cameră. Cină romantică. Mai rar, ca n-am înțeles nimic. A, da? Fete mea aici. Așa. Deci Maria acum este plecată la plimbare, da? A, da. Ea vine când se va întoarce acasă. Vreau să pregătesc cina de Paște la ea în cameră. Să fie așa ceva romantic și mai departe, cine știe, poate unul la mână. Andrei, aduc eu, am eu ceas special pentru asta. Pentru ce?
Vă duc eu ceai. Nu, n-am nevoie de asta. Tu trebuie să mă ajuți repede să fac, să pun masa la ea în cameră, unul la mână, după care vreau să mă, să fac niște exerciții ca să fiu încălzit, înțelegi? Să pot să mă mișc, să pot să o țin în brațe măcar. Asta vreau. Rezolvăm. E adevărat că pentru Ionuț cel mai bine ar fi ca părinții lui să fie împreună, dar parcă prea s-a pus toată lumea cu gura pe bietul Radu. Mami, este prima oară când o văd și pe aia zâmbind, uite-te și vezi ce bine este zâmbind? Da. Poți să facă și ea chestia asta mai des, zic eu. Uite ce familie frumoasă avem noi aici, nici că se putea mai bine. Bineînțeles, suntem fericiți, bucuroși. Da, de ce ești botoasă? Iubitul meu, Radu, primește telefoane noaptea. Ce telefoane? Telefoane de la Delia. Femeia este dusă, cred că nu e sănătoasă la cap. Pe mine m-a disperat. Radu? Da? Dacă te mai prind cu fufa aia, mamă, n-ai luat o bătaie când erai mititel, dar ți-ai acum o mamă de bătaie, de n-ai să o uiți toată viața ta. Ascultă bine ce spune mama. Așa, bunică, dă-i. Tu ce faci, mă, ții cu ea? Da. Normal. Băi, pe cine te-a născut, ea sau eu? Cine-i mai mare mama în familia asta? Mamă, v-ați pus toți pe capul meu, m-ați încolțit, opriți-vă. În plus, dacă suntem și noi ca o familie, e mai bine, las-o pe Delia. Băi, nu mi-ajungea că o avem pe mama pe cap? Acum am dat și tu sfaturi de genul ăsta? Nu mă bați și tu? Suntem în echipă, ce nu înțelegi? Hei, gura mică, are dreptate. Radu, chiar mi-am adus aminte. Pițipoanca mi-a spus că ai fost la ea la spital, e adevărat? E adevărat? Am impresia că abia terminasem subiectul ăsta. De ce mai continuăm așa, Iure? Păi nu, ca idee, trebuie să știu și eu, nu? Ce se întâmplă? Nu, măi, nu. Într-o zi atât de minunată, na. Nu am fost nicăieri, nu m-am dus nicăieri, nu vreau să o mai văd niciodată și plus de asta, cum aș putea să o văd? Că uite ce am pe cap! Mă bate! Să știi, copii, haide să uităm că, într-adevăr, e o zi frumoasă, e Paștele. Cred că trebuie să fie avechiat mai mult. Ține-mă aproape. Așa, așa. Laura are conștiința încărcată și mai are nevoie de fostul ei job. Cumva trebuie să obțină de la Eugen puțină înțelegere, pentru că altfel planul iubitului ei se duce de râpă. Cred că vă datorez niște scuze. Ia loc. Mulțumesc. Măi, Laura, măi. Măi, ești groaznică. Cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai putut să-mi ascunzi faptul că ai fost secretara lui Mircea? Mai ales cum ai putut să-mi ascunzi că ai avut un conflict cu Valeria? În ce situație m-ai pus? Am greșit și de asta nu puteam să stau liniștită. Trebuia neapărat să vin să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că nu meritați asta. Înțeleg, dar știu ce să spun. Nu știu, eu vreau doar să nu rămânesc cu o impresie greșită despre mine, chiar dacă poate nu cu mult am îndreptat situația. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. Stai jos. Știi la ce mă gândesc? Nu cred că am să te dau afară. Ea ai fost într-o situație destul de dificilă pusă. Cred că am putea trece peste asta din mai multe motive. Unu, nu cred că am de gând să mai încaut altă secretară. Unu, pentru că ești o fată bună. Ești profesionistă de adevăratelea. Mulțumesc frumos. Iar al doilea, sincer să fiu, nu prea am chef la ora asta să-mi caut secretară, pentru că m-ai prins într-o situație aproape fericită. Sunt pur și simplu îndrăgostit. Acum trăiesc o poveste de dragoste. Mulțumesc din suflet, domnule Eugen, tate fericită. Bine să cred că îmi dați șansa asta. Din nou îmi tindeți o mână de ajutor și asta mă face să mă simt într-un fel mai rău, pentru că dumneavoastră mă ajutați de fiecare dată, iar eu m-am încurcat ca o proastă ce sunt cu actele. Nu am făcut nimic. Nu-ți face griji, stai liniștită. O rezolvăm cu actele, cred că tot tu ai să te ocupi de ele. Dar cum să nu, o să fac tot toate demersurile. Stai, nu te grăbi. Deocamdată sunt sărbătorile astea, după Paște o rezolvăm, da? Cum spuneți dumneavoastră, fie mai bine. Perfect, eu. Așa facem. O să fiu acolo, da, să vă ajut. Și vei rămâne aceeași fată de încredere, da? Vă mulțumesc din suflet, promit că nu o să vă dezamăgesc, domnule Eugen. Filipe, ce faci, prietene? Bine, am venit să te văd. Mă scuzați, eu mă retrag. Bine, Laura. Mulțumesc, ne revedem, la revedere. Numai bine. În calitate de prieten sau de notar? De notar de data aceasta. Da? Ia lucrurile. Mulțumesc.
Ia-ți. Cu ce ocazie? Uite, într-o vizită, să discutăm despre actele acelea. Alea cu pierderea buletinului, cu proprietățile, da. Măi, chestia asta a preluat-o domnișoara care tocmai ai văzut-o, secretara mea, și e ca și rezolvată. Nu se mai pune probleme, nu te mai deranjezi pe tine pentru ele. Ok, în altă ordine de idei vreau să te întreb o chestiune. Încă n-ai divorțat de Anda? Nu, dar am termenul peste o săptămână și după câte am înțeles eu, nu are niciun drept, nu? Așa e, doamne, să te avertizez. Nu se știe niciodată la câte s-au întâmplat în familia ta în ultima perioadă. Ce Dumnezeu să se întâmple? N-are, nici mie n-are nici să mi se întâmple și nu. În orice caz, eu îți mulțumesc frumos pentru preocupare. Ai fost un băiat. Trebuie să-ți dea de gândit, să te gândești și la asta. O să știu că ai atâtea pe cap, dar ia în calcul și ai dreptate, situația. Da, trebuie luate în calcul toate. Ok. Maria n-a coborât la masa de Paști, așa că Andrei a improvizat o cină festivă chiar la ea în cameră. E un prilej bun să-i trezească și mai multe sentimente. Bună, Andrei. Bună. Dar ce cauți aici în camera mea? Ți-am pregătit o surpriză. Da, aici, noi doi. Da, stai jos. Sper să nu te deranjeze, dar mi-am dorit foarte mult să petrecem această noapte împreună și mai ales cina de Paște să petrecem împreună, doar noi doi. Amândoi singuri aici. E o surpriză, e un moment petrecut împreună de noi doi. Nu văd de ce te deranjează asta. Poți să te rog ceva? Spune. Dar fără să te superi. Nu mă super. Uite, s-ar părea prea mult dacă te-aș ruga să-ți dai baticul jos? Andrei. Te rog mult de tot. Te simți și tu mai relaxată? Da, e bine. Uite-te la mine, te rog. Știi de ce? Pentru că ne iubim. Andrei. Pentru că te iubesc, da, te iubesc. Te iubesc la nebunie. Andrei. Probabil că pe patul de spital, Delia a avut mult timp de gândire și a reușit să încropească repede un nou plan prin care să reintre în viața lui Radu. Alo, Radu? Da. Bună, ce faci? Bine, sunt la o plimbare. Da? Da. Bine că în sfârșit dau de tine, pentru că am crezut că slăbătura aia ta a pus deja stăpânire pe telefonul tău. Băi, slăbătura aia despre care vorbești tu este iubita mea și are tot dreptul din lume să-mi ia telefonul să se uite în el, da? Și hai, așa, ca fapt divers. De ce m-ai sunat tu? Păi uite, te sunasem pentru că am constatat cu stupoare că sunt acasă, singurică, îmbrăcată în ceva foarte sexy așa și mă gândeam că ți-ar plăcea să vii să mă vezi. Adică tu vrei să-mi spui mie că ți-ai revenit deja? Păi da, iubire, pentru tine mi-am revenit repede și abia aștept să te văd mor de dorul tău. Măi, eu te înțeleg că ți-o fi fost ție dor de mine, dar na, nu pot să fac așa ceva, mă iubită, nu prea se poate. Auzi, tu vrei cumva să chem pe altul? Ce să faci? Nu chem pe nimeni. Stai acolo și mă aștept pe mine că vin acum, ai înțeles? Deci vii, da? Da, vin, normal, dă-mi adresa. Repede! Mircea îi face o vizită amantei lui. E curios cum au mers lucrurile cu Eugen și cam când se va întâmpla ca averea să treacă pe numele lui. E un lucru bun. Simt ce ai făcut. Ce să fac? Da. M-am primit înapoi. Ce să fac? Ha. Eram sigur. Deci nu aveai cum să ratezi. Ce, Mircea? Cum ce am? Tu vezi cum
fericire pe capul tot. Tu vezi că eu nu mă simt bine, că eu nu mă bucur. Pentru mine nu înseamnă absolut nimic chestia asta. Cum nu înseamnă absolut nimic? Este vorba de bani. Așa de mulți bani, cum poți să spui că nu înseamnă nimic? De asta nu mai ții la mine, da? Dragă, dai de fericire, nu e de necaz. Zici că ai apucat pe cineva de picior, uite-te și tu la tine. Pe tine nu te interesează cum mă simt eu, pe tine nu te interesează ce naiba fac eu, decât cum te simți tu. Tu nu-ți dai seama că pentru mine chestia asta e o cădere. Stai mă liniștită, mă! Când a spus că o să semneze actele? E important. Am vorbit cu el, am întrebat, i-am spus că trebuie semnate și am întrebat când o să facem chestia asta. Da? Și a zis că să treacă Paștele. Ah, perfect. Ce? 2-3 zile? Iar cu actele stai liniștită, nu este niciun fel de problemă. Gândește-te că în momentul ăsta i s-au prins călcăile după altă fetiță. Și tu crezi că asta îl împiedică pe el să... Măi, este amorezat omul, nu că e pipiță de o noapte, nu, este amorezat. Și ție la ce stă când merge? La bani. La bani? La noi? La familie? Să fim împreună? Să ne mutăm într-o casă mai mare, mai frumoasă? Urmărind exemplul lui Pătru, Mădălin l-a pus sub supraveghere pe Eugen. Informațiile aflate în urmă cu câteva ore sunt o mină de aur pentru cine știe să le folosească. Loricica mea, ce faci? De la foarte bine sus. Ții minte că ți-am zis că o să pun microfonul în telefonul lui Eugen? Da. Am făcut-o. A fost notarul la el. Foarte bine. Și mă duc, s-a ascultat. Și ce ai făcut? Ghiși ce? Toată averea e pe numele moșului. Chiar dacă nu supățește ceva până se pronunță divorțul, mai mult de jumătate din avere îi revine... Mie. Andi. Băi, tu vorbești serios? Știai că săptămâna viitoare se pronunță divorțul? Da, mă, știam. Deci până săptămâna viitoare, moșul trebuie să pățească un ceva. Un ceva ce? Ce poate să pățească? Multe accidente la vârsta pe care o are, se poate întâmpla orice. Da, mă, dar e mai sănătos ca bradul ăsta, nu pățește nimic, tu nu vezi? Lasă-mă că nu știe lumea că e de sănătos tu. Mă, dar tu la ce te gândești? Să-l scoți din joc. Cum să-l scoți tu din joc? Să-l curăți. Cum? Cum îmi vine. Important e că trebuie scos din joc. Ma da, eu mă uit la tine și iarăși văd privirea aia de ucigaș. Eu ți-am zis ție că nu prea sunt de acord cu lucrurile astea. Da, în fine, faci cum vrei. Dar banii îți plac. Băi, îmi plac banii, dar nu obținuți așa cum vrei tu. Dar îți place să pleci de aici din văgăuna asta și da, să nu mai stai singur, să stăm da, împreună. Da, îmi place să plec din văgăuna asta, îmi doresc să scap de sărăcie și de tot ce... Și doresc să ai bani. Și doresc să ai bani. Da, doresc să am bani, dar nu cu orice preț. E, e o diferență, nu? Că-s cam surdă așa ideea mea. Sincer, nici nu vreau să vorbesc despre asta pentru că nu vreau să te influențez. Într-un fel. Faci cum crezi și... Eu una nu te susțin în așa ceva. Mă, Floricica, mai ascultă-mă puțin. Dacă Boșorogul moare, automat top milionari, miliardari din România, se mai schimbă un pic. O dată. Doi, un Boșorog în minus, mai multe locuri în autocar, în troleibus, tineretul stă mai liniștit. Merge ăsta cu troleibuza. Dar n-are importanță asta. Ideea e că se schimbă numai lucruri bune. Ace mașină are, nu cred eu că merge. Moare Boșorogul, Anda și Mădălin, bani mulți. Fericiți. Mă, dar eu nu te susțin în asta. Scuze-mă? Nu e corect. De o problemă, o foarte mare problemă. Mai e Laura asta. Care Laura, mă? A, da, tu nu știi de Laura. Păi nu știu care Laura. Laura e fosta, sau actuala amanta lui Mircea, nu știu exact, și simt că pune ceva la cale, dar nu știu ce. Și chestia trebuie să o aflu. Diana, frumoasa jurnalistă, și-a făcut loc în inima lui Eugen chiar de la prima întâlnire. Și odată ce ai grăbit pulsul unui bărbat trecut de 60 de ani, cu greu îl mai poți domoli. De ieri, de când ne-am întâlnit, mi-ai acoperit toate gândurile. Numai la tine m-am gândit. Eugen, trebuie să recunosc că și eu m-am gândit la tine. Sunt încântat. Nu știu cum să încep. Pur și simplu, mi-ai creat o imagine. O imagine senzațională de frumoasă. Am avut impresia că s-a creat un cup de fudri. Ceva de șocant chiar, știi? Mi-ai plăcut pur și simplu de la prima. M-a impresionat într-un mod absolut deosebit. Nu știu ce să zic la vorbele tale, decât că mă simt flatată și că cred că același lucru mi s-a întâmplat și mie, deși de obicei nu mi se întâmplă asta. Tu crezi în suflete pereche? Da, cred în suflete pereche, dar n-aș vrea să spun că mi s-a întâmplat și mie asta, deși aș putea să spun că asta simt. În prezența ta, pur și simplu mă simt tânăr. Tânăr, exuberant, ceva extraordinar. Dar totuși, la un moment dat, îmi aduc aminte de vârsta mea.
Înțelegi? Și vârsta mea îmi impune să fiu puțin tel, fără a vrea să te supăr, puțin tel mai grăbit, mai insistent într-o anume problemă. Mă gândeam eu azi noapte mult așa, cum să-ți expun problema asta, și m-am gândit la o chestie. Una, motivația principală este faptul că mi-ar place, aș fi deosebit de încântat să ne aflăm mult mai mult unul în preajma celuilalt. Mult mai aproape, să ne petrecem mult mai mult timp împreună. Ți-ar face plăcere lucrul ăsta? Da, Eugen, pot să spun și că și eu îmi doresc să fiu aproape de tine în momentul de față. Atunci mi-ai făcut misiunea mult mai ușoară, mi-ai facilitat-o. Uite care e propunerea mea. Ce crezi? Am putea locui împreună? De a afla mai multe despre iubitul ei. Mamă, 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 cât de sexy ești! Ia vină cu acea iubire să facem prostioare. Da! Ia zi, ți-a fost dor de mine? Hai mă, lasă prostiile astea, oricum mă grăbesc, am treabă, haide! Stai, de ce mă grăbești așa? Păi mă întâlnesc cu Ionuț, trebuie să-l iau de acasă. Ei, te întâlnești cu Ionuț pe naiba, precis vrei să te vezi cu spălăcita aia. De câte ori să-ți spun iubire, uită de ea. Dar acum înainte vom fi doar noi doi împreună. Hai mă, lasă-mă că eu am chef de nebunii, oricum nu te iert. Stai o secundă, cum adică să nu mă ierți? De ce să fii supărat pe mine? Ți-am spus că faza aia cu Mădălina a fost acum foarte mult timp, a fost o greșeală. Și o să te convingi de asta în momentul în care o să ne răzbunăm amândoi pe el, o să vezi. Da, bine, ai dreptate, ai perfectă dreptate, acum hai la treabă că nu mai pot, haide. Stai o secundă, unde te grăbești așa? Pe tine, zic. A, vezi că mai vii de la... Asta e altceva acum, nu? Hai, la treabă! Ah, dezbracă-te, trebuie să te dezbrac, neapărat. Mă dezbraci tu, da. Dacă ți-a fost dor de mine, da, ia zic cât de mult mă dore. Mult. Băi nenorociților, ce faceți măi aici?